Un autotren încărcat cu butelii de voiaj goale s-a răsturnat pe partea carosabilă pe raza localității Vadul Moldovei. În accident a fost implicat doar șoferul, care din fericire nu a necesitat îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii militari ai detașamentului Fălticeni cu o auto specială pentru descarcerare, o auto specială de stingere cu apă și spumă, cu sprijinul unui echipaj SAJ. Pericolul de explozie din cauza scurgerilor de combustibil din rezervorul capului tractor a fost îndepărtat. Traficul pe E85 a fost blocat pe ambele sensuri, întrucât tirul s-a oprit de-a latul șoselei. Bănuiesc că ați văzut ce s-a întâmplat. A fost următoarea mașină, nu? A, era în fața mea, da, în fața mea s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? A intrat cu viteză prea mare? Nu, nu aveam 50, dacă aveam. 50-60 la oră, cel mult 60. L-a furat roata din spate, de la vagon. Și s-a dus. A fost fracțiuni de secunde, nu a fost. Bine că nu s-a întâmplat altceva, că dacă venea o mașină de pe contrasens, era istorie. Era dezastru. Era dezastru, da. Și asta e o curbă extrem de periculoasă. Aici am mai ars-o dat un tir. Am văzut că era polei foarte mult când am oprit. Era polei, chiar era polei. Era polei totuși? Era polei, da, era polei. Ok, dumneavoastră bănuiesc că ați coborât imediat, ați ajutat să... M-am dus, da, m-am dus la el, dar era, zic eu, ok totul, da. Da, adică n-a pățit nimic șoferul. Nu v-ați temut că totuși cu butelii încărcat? Nu, dar după aia am aflat că e cu butelii. Eu mă gândeam că e poate cu cereale sau că fiind ucrainean. Asta e o curbă periculoasă aici, sunt multe accidente. Acum e bine că nu a fost zăpadă, dar aici au fost piste accidente, accidente. Aici au fost și tirul ăla care o ars atunci. Au fost un tir, 2012. Detașamentul de pompieri Fălticeni a fost solicitat să intervină pe raza comunei Vadul Moldovei la un accident rutier în care a fost implicat un autotren. Din fericire, în urma accidentului rutier, nu ne-am înregistrat cu victime. Șoferul s-a autoevacuat singur și a refuzat transportul la spital. În momentul de față, asigurăm măsuri PSI și încercăm să repunem pe roți tirul pentru a reda circulația pe sensul de mers. A existat pericolul de explozie? În tir se aflau niște butelii de camping, dar care erau goale. Pericolul de explozie a fost eliminat odată ajuns la locul intervenției, când s-au decupat bornele de la capul de tir.